Sâmbătă la amiază, două mașini ale poliției erau în urmărirea unui autoturism înmatriculat în județul Iași, despre care primiseră informații prin 112 că transportă țigări de contrabandă cumpărate din bazarul din Suceava. Fiind în misiune, echipajele aveau în funcțiune semnalele acustice și luminoase. Pe 85, pe raza localității Cumpărătura, mașina poliției a intrat în depășirea unei coloane de mașini. Reprezentanții IPJ spun că o șoferiță care intenționa să vireze la stânga nu a auzit sirenele poliției. Primul echipaj a acroșat cu partea din dreapta spate mașina de teren condusă de femeie. În jurul 12, un echipaj de poliție rutieră format din un agent de poliție și un polițist din cadrul poliției locale, în timp ce se deplasa la un eveniment sesizat prin 112 în urmărirea unui autovehicul suspect de transport de țigări. Pe raza drumului național 2, în timp ce se deplasau cu semnalele acustice și luminoase puse în funcțiune, au fost acroșați de o conducătoare auto care a semnalizat cu intenția de a face stânga pe un drum lătoralnic. În acest moment, în urma impactului, autoturismul de poliție a fost proiectat în afara părții carosabile, unde a acroșat un alt autoturism Dacia, ce era parcat în afara părții carosabile. Deci polițiștii se deplasau în misiune cu semnalele acustice și luminoase puse în funcțiune. Povestea șoferiței este diferită de cea a polițiștilor. Aceasta spune că oprise pentru a vira la stânga și a fost lovită de mașina poliției, care nu avea semnalele acustice pornite și avea o viteză foarte mare. Da, eram oprit să fac stânga, spre Cosani. Și în spate, m-am uitat 3 secunde înainte de a mă opri, să văd dacă n-am vreo mașină de pășire. Și era un BMW gri în spatele meu. Și am oprit că Dumnezeu s-a opus, dar n-au mașini. Și am oprit să dau o prioritate. Nu depășise maxul drumului, deci pe sensul meu de mers. Numai că probabil tot era o idee virat, dar pe sensul meu de mers, că se vede și la măsurători au văzut oameni. Nu am auzit absolut nimic. Oamenii care erau vis-a-vis pe drumul care duce la Bosanci au auzit, dar au zis că prima mașină nu a avut sonorul pornit, numai luminile. A doua avea. Ea a oprit aici, a degajat dreapta, ei au venit cu viteză. La revenirea din depășire, că mai aveau mașini între mașina soției și celelalte două sau trei câte mai erau în urmă, la revenirea pe bandă au făcut balans, au atins mașina, au derapat și s-au răsturnat în capăt. După impactul cu autoturismul de teren, mașina poliției a fost aruncată într-o Dacie parcată pe marginea străzii, apoi s-a răsturnat în afara părții carosabile. Am venit acum la întoarcere de la Roman, de unde am cumpărat mașina, m-am întors înapoi și am găsit mașina în mijlocul drumului, așa cum vedeți dumneavoastră. Mașina este parcată în afara carosabilă, nu da niciun deranj la nimeni, nu cred că mai erau, era plin de mașini aici, era coloană de mașini pe partea dreaptă. Deci mașina era parcată? Da, mașina parcată partea dreaptă, uitați, este și locul unde a fost parcată mașina. Câțiva martori care vindeau cartofi pe marginea drumului au văzut și ei ce s-a întâmplat. Veneam spre Sea să facă stânga și două mașini de poliție veneau din Suceava, viteză, girofar a prins, sirena pornită și doar puțin a atins-o și după aia la drapa și tot s-a rostogolit spre vale. Și am văzut că s-a ciocnit mașina poliției cu mașina cealaltă. Mașina poliției venea despre Suceava și asta a fost toată povestea. Și de acolo s-a început mașina poliției, poate că se defectează țeamnă. Atât. Și după aia s-a răsturnat sau ce s-a întâmplat? Mergea pe două roate. Dacă nu era una acolo, nu se zbea într-a cealaltă, nu se întâmpla nimic. Dar să izbiși și una de acolo. La fața locului s-au deplasat două ambulanțe pentru a le oferi îngrijiri medicale victimelor. Agentul de la Poliția Locală de 44 de ani a decedat la Spitalul Județean din cauza multiplelor leziuni suferite în timpul impactului. Polițistul de la rutieră a fost internat în stare gravă la reanimare cu mai multe leziuni la nivelul coloanei și necesită 80-90 de zile de îngrijiri medicale. Ulterior s-a constatat că pista pe care mergeau polițiștii era una falsă. Mașina urmărită a fost dată în consemn și oprită apoi în trafic, dar s-a descoperit că presupusul traficant de țigări transporta doar produse alimentare și nealimentare pentru care avea documente.